găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Endometrioza, boala cronică, dureroasă, deseori progresivă, specifică doar femeii. Nu se cunoaște cauza, nu se poate trata, ci doar controla chirurgical. Turismul medical, un concept care îmbină utilul cu plăcutul, cu beneficii imense pentru sănătate, cucerește teren în țara noastră. Calitățile curative ale coriandrului, condimentul cunoscut de mii de ani și o mască din această plantă combinată cu avocado și lămâie, cu efecte spectaculoase asupra tenului. Endometrioza, boala cronică, dureroasă, deseori progresivă, specifică doar femeii. Leziunile de endometrioză apar atunci când celulele mucoasei uterului endometriale se multiplică în afara acestuia, frecvent în regiunea pelvină, dar sunt și situații în care se pot extinde în tot corpul. Boala care le sperie în general pe femei nu poate fi tratată, ci doar controlată chirurgical. Mai grav, este considerată a doua cauză de infertilitate la femeile aflate la vârsta reproducerii. Cauzele acestei boli, care afectează cam 15% dintre femeile aflate la vârste fertile, nu este cunoscută. Cu detalii despre endometrioză, dr. Marian Iliescu, medic primar, obstetrică-ginecologie. Endometrioza e o boală ciudată, care nu se poate încadra într-un alt gen de patologie. Ea e definită ca și prezența de țesut endometrial, deci de mucoasă uterină, în afara uterului. Evident, mucoasa uterină se găsește numai în interiorul cavității uterine. Unde se găsește în afara uterului, cel mai frecvent, în funcție de mecanismul prin care apare această boală ca localizare, este în apropierea uterului în primul rând, deci la nivelul anexelor, în special la nivelul ovarelor, dar și la țesuturile învecinate, la peritoneul care căptușește pelvisul, la vezica urinală, la rect. Sunt cazuri excepționale foarte rare când s-a găsit țesut endometrial, deci endometrioză, și în organe mult mai îndepărtate, cum ar fi plămânul, miocardul, chiar creierul, ceea ce aduce în discuție mecanismul de apariție al acestei afecțiuni. Și asta ar avea legătură cu o anumită dispoziție cu care s-a născut femeia în ceea ce privește anatomia vaselor limfatice și a vaselor sanguine, care facilitează diseminarea, împrăștierea acestor celule de la nivelul mucoasei uterine până în altă parte a organismului. Deci aici avem într-o fotografie destul de explicită zonele care pot fi afectate de această boală de endometrioză. Deci de la nivelul uterului, căptușala uterului, deci endometru, prin reflux uterotubar, celulele se pot opri în trompă, în ovare sau, mai departe, în spațiul acesta decliv, deci partea cel mai de jos din pelvis, din spatele uterului, și determinând acele localizări la nivelul ligamentelor uterosacrate, peritoneu pelvin sau spațiul rectosigmoidian. Tot prin acest mecanism, evident, în timp poate afecta chiar și peretele rectal și peretele vezical. Cauzele exacte nu s-au știut multă vreme, s-au conturat câteva idei, dintre care cele mai credibile sunt cea legate de puterea de transformare a anumitor celule din organism și care formează un țesut într-un alt tip de țesut, ceea ce noi numim metaplazie, deci din niște celule care nu seamănă cu celule endometriale să se poată transforma în astfel de celule. Dar și mai probabil, și cel puțin pentru endometrioza localizată în afara uterului, dar în apropierea uterului, deci forma clinică cea mai frecventă, endometrioza ovariană, este acea teorie a refluxului, în sensul că sângele menstrual
ajunge concomitent sau chiar înainte de a fi eliminat prin colul uterin în vagin și în exterior, să reflueze pe trompele uterine și în felul acesta să ajungă prin pavilioanele trompelor în zona ovariană și a pelvisului. Aici, evident că sunt multe celule încă viabile, deoarece știm că, de fapt, sângerarea menstruală este o eliminare după ce se necrozează parțial a celulelor mult îngroșate sub influența hormonilor ovarieni a mucoasei uterine. Aici ele se pot cuibări în anumite locuri unde găsesc sursă de hrană și unde formează un țesut ectopic, deci un țesut care seamănă cu mucoasa uterină și care se dezvoltă și evoluează în afara ei, la nivelul ovarelor de obicei. Ca simptomatologie, endometrioza este poate cel mai ușor de diagnosticat și cu toate astea, multe paciente umblă din doctor în doctor și ajung să li se pună diagnosticul destul de târziu. Simptomul principal și caracteristic al acestei boli este durerea, durerea care este legată strict de menstruație, care începe de obicei cu 24-48 de ore înainte de sângerarea menstruală și care este o durere, fiind legată de menstruație, o durere catamenială. Aceste femei au un sindrom dureros cronic, dar care au acest specific. Durerea este la menstruație. Este o durere de intensități diferite, dar de multe ori o durere foarte mare, o durere insuportabilă chiar, și pe care femeile și le tratează de obicei cu antalgice, cu medicamente pentru durere. Pe lângă această durere cu această caracteristică, mai apar de multe ori probleme legate de infertilitate. Dacă endometrioza afectează cam 10% din populația feminină în perioadă de reproducere, vorbesc, dintre acestea cam 40% au și probleme de fertilitate, de care endometrioza evident că nu este străină. Tot ca simptomatologie, poate mai intra în discuție și dispareunia, deci dureri în cadrul vieții sexuale, cistalgiile, deci tulburările micțiunii atunci când este interesată și vezica urinară și nu se întâmplă foarte, foarte rar. Simptomatologie digestivă care se poate manifesta cu colici intestinale, cu grețuri, cu vărsături, chiar cu scaune diareice. Spuneam de simptomatologia urinară. Este foarte important de a se pune diagnosticul de endometrioză a peretelui vezical, deoarece aceste femei umblă de obicei între doctor și urolog și fiecare încearcă să arunce în cealaltă parte responsabilitatea diagnosticului și tratamentului. Dacă ajunge la urolog, este posibil să fie tratată această femeie ca o infecție urinară sau alt gen de patologie vezicală și fără niciun rezultat. Este așa numită situație în care femeia este cu toate analizele bune, dar totuși prezintă o suferință vezicală. Pentru stabilirea diagnosticului este de obicei suficient ca să se facă o anamneză corectă și la care se adaugă de obicei o investigație deja foarte comună în asistența medicală de ginecologie și anume o ecografie transvaginală. Se pot face multe investigații, inclusiv rezonanța magnetică, dar eu recomand cu toată căldura ca investigație de elecție ecografia transvaginală,
care este mult mai ieftină decât o rezonanță magnetică și care de cele mai multe ori pune diagnostic sau confirmă bănuiala de endometrioză. La acestea, evident că se pot asocia și alte metode de diagnostic. Se mai face de obicei un marker tumoral, CA125, care este comun cu cel din cancerul ovarian, dar care în endometrioză este puțin crescut, dar de obicei alarmează femeile care își fac de rutină analize de sânge și vin să-și exploreze ovarul spunându-i se că ar putea fi vorba de un cancer ovarian și cu această ocazie se descoperă endometrioza. Diagnosticul de certitudine însă se pune de obicei printr-o probă histopatologică și aceasta se face prin laparoscopie. În sensul acesta, deci laparoscopia este tratamentul de elecție în rezolvarea endometriozei. Laparoscopia face să vizualizeze leziunea endometriozică și totodată să facă biopsie și de cele mai multe ori să și rezolve problema. Turismul medical, un concept vechi de mii de ani, cu rădăcini în vremea Greciei antice, revine în mod spectaculos în actualitate și cucerește teren pe zi ce trece în țara noastră. Ce îi atrage pe străini la clinicile private din țara noastră și cum apreciază ei serviciile medicale, o să aflăm de la o italiancă. Ea a optat pentru această formă de turism pentru a-și rezolva problemele dentare, dar și pentru a vizita România. Ce oferă turismul medical modern din România, în special cel dentar, ne spune dr. Ionuț Leahu, medic dentist, competență implantologie orală, șeful unui centru de excelență în sănătate și turism. Servicii sunt excelente. Serviciile sunt excelente, perfecte. Ordinea, igiena, materialele de calitate se văd, iar costurile sunt mult reduse față de cele din Italia. Și timpul este important. În Italia trebuie să mergi de 20-30 de ori la dentist, pe când aici vin, stau o săptămână, 2-3 ședințe și îmi rezolv toate problemele. Doamna Ada Maio este pacienta noastră din 2013, când a venit prima dată la clinică cu niște probleme destul de avansate parodontale. A trebuit să îndepărtăm destul de mulți dinți și să inserăm 6 implanturi dentare. Ea a rămas impresionată de faptul că într-o săptămână a reușit să-i rezolvăm în 2013 intervenții care în Italia ar fi durat 6 luni de zile pentru a obține aceleași rezultate și am remarcat faptul că nu a tras-o atât de mult diferența ca și cost, ci a interesat-o mai mult calitatea și asta și a adus-o în clinicile noastre. Impresionată de calitatea serviciilor medicale de care a beneficiat la București, pacienta din Roma a devenit un fel de ambasador al turismului medical românesc. A venit în țară cu încă 3 prietene și a adus și fata cea mai mare pentru tratament, iar pentru în cazul ei a mai apărut o problemă, are nevoie de schimbarea unei punți de care nu am ocupat în 2013 și a ales să beneficieze de coroanele de zirconiu, obținând o calitate mult mai bună a restaurărilor finale decât ar fi fost posibilă în Italia și cu siguranță la o diferență de cost foarte mare. Conceptul de turism medical modern, promovat la ora actuală, presupune servicii integrate de calitate, în cazul de față servicii din domeniul medicinei dentare, servicii turistice și consiliere educațională. Planurile de tratament sunt personalizate în funcție de ceea ce are nevoie fiecare pacient în parte și de caracteristicile sale. La început, ca orice turist, a fost puțin circumspectă când vine vorba de țară, de România, pentru că în Italia nu se vorbește foarte frumos despre români, dar odată ce ne-a cunoscut echipa și a văzut cum arată clinicile noastre, a rămas foarte impresionată și am rămas foarte buni prieteni.
Astfel încât pentru Ada Maio este mult mai la îndemână și mai atractiv să vină în România pentru a-și rezolva chiar și probleme mai mărunte. Adică de data aceasta nu mai vin pentru implanturi dentare, ci pentru o simplă coroană, care ar fi putut să fie rezolvată cu succes și în Italia. Dar deja s-a obișnuit cu acest concept, apreciază foarte mult că are cazare în același loc cu clinica stomatologică acum și că de asemenea avem și vorbituri de limba italiană care se ocupă de ea pe toată durata vizitei. Promovat cum trebuie și aplicat corespunzător, turismul medical ar putea deveni brand de țară și implicit ar ajuta la dezvoltarea turismului de incoming. România are medici foarte buni, poate oferi servicii de calitate la nivelul celor puse la dispoziție în clinici renumite din întreaga lume și se poate poziționa foarte bine pe această nișă a turismului. De la an la an, tot mai mulți turiști străini se tratează în clinicile și spitalele private din țara noastră, iar numărul lor crește pe măsură ce apar pachete turistice care includ și servicii medicale de calitate. Centrul de excelență în sănătate și turism, o investiție de circa 200.000 de euro realizată în incinta Ring Grand Hotel din București de clinicile dentare Dr. Leahu și Agenția de Turism Seitur, oferă servicii integrate de medicină dentară și turism pentru adulți și copii la cele mai înalte standarde de calitate. Din gama de servicii medicale fac parte, printre altele, implantologia orală, estetica dentară, chirurgia oromaxilofacială, endodonția, chirurgie estetică și plastică, și tehnologia anti-îmbătrânire Endoret PRGF sau acceleratorul frumuseții, completate de serviciile de turism medical și consiliere educațională. Calitățile curative ale coriandrului și secretele unei măști din această plantă, combinată cu avocado și lămâie, cu efecte spectaculoase asupra tenului. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Coriandrul, condimentul folosit de mii de ani în bucătărie pentru aroma și savoarea pe care le dă preparatelor, are și calități curative deosebite. Cei care îi cunosc valoarea terapeutică îl folosesc pentru combaterea bolilor care afectează sisteme și organe, dar și ca afrodisiac. Dacă este combinat cu avocado și lămâie, coriandrul are efecte spectaculoase asupra tenului. Calitățile curative ale acestui condiment și secretele măștii pe bază de coriandru la rubrica de remedii naturiste, cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Astăzi vă propun să vorbim despre coriandru, unul dintre cele mai vechi condimente ale lumii. În Biblie, planta este menționată printre ierburile amare ale Paștelui evreiesc. Coriandrul provine din sudul Europei și vestul Asiei, dar la ora actuală este răspândit în toată zona mediteraneană și balcanică, în vestul Europei, în India, dar și în America de Nord și America de Sud. În țara noastră, acest condiment este la loc de cinste. Așa cum vedeți în imagini, coriandrul este o plantă care poate să ajungă până la jumătate de metru înălțime. Seamănă cu pătrunjelul, plantă cu care de altfel este înrudit. Această asemănare, care îl face un înlocuitor excelent al pătrunjelului clasic, i-a adus numele de pătrunjelul chinezesc. În Mexic, în Brazilia și în China, frunzele de coriandru sunt folosite frecvent în bucătărie. Aroma semințelor de coriandru se face simțită în special la marinate sau la pastramă, dacă sunt zdrobite și adăugate în lichidul pentru macerat. Trebuie să știți însă că această plantă are calități curative deosebite. Efectele se datorează conținutului bogat de acizi, uleiuri esențiale, vitamine și minerale pe care le conține coriandrul. Printre altele, stimulează digestia, ajută sistemul nervos și este antibacterian. Studiile de specialitate au demonstrat că substanțele active din frunzele și semințele de coriandru combat afecțiunile dentare, ameliorează iritațiile cutanate, duc la normal nivelul colesterolului, luptă cu anemia și reglează vederea.
Datorită proprietăților antiinflamatorii, coriandru este recomandat în afecțiunile reumatismale, dar și în bolile renale. Proprietățile antiseptice îl recomandă și în cazul infecțiilor de orice natură. În bolile de piele, cum ar fi eczemele sau acnea, coriandrul se combină cu aloe vera pentru un efect complet. Planta are efect și în cazuri de balonare, diaree sau constipație, având rol de reglare a tractului digestiv. În plus, frunzele plantei stimulează pofta de mâncare. Pe de altă parte, distruge salmonela și E. coli. Pentru un efect complet, se recomandă să se combine cu usturoi, sare de mare și piper alb. Frunzele și semințele de coriandru mai au un efect deosebit. Împrospătează respirația, calitate care recomandă să fie consumat după masă, în loc de gumă de mestecat. În cazul femeilor, coriandru este un remediu excelent pentru reglarea menstruației și atenuarea durerilor la ciclu. Planta este însă și un excelent afrodisiac. Consumul de frunze și semințe de coriandru provoacă o creștere a libidoului și împreună cu tehnicile de aromaterapie și meloterapie îmbunătățește viața în cuplu. În scopul creșterii apetitului sexual este foarte bun vinul de coriandru. 20 de grame de semințe de coriandru mărunțite se macerează într-un litru de vin timp de 10 zile și apoi se bea puțin câte puțin. Atenție! Un păhărel pe zi este suficient pentru stimulare. Ați aflat ce calități deosebite are coriandru dacă este folosit în gastronomie sau ca remediul natural împotriva bolilor. O să vedeți ce proprietăți excelente are asupra tenului dacă este combinat cu ingrediente la îndemână aflate în bucătărie. Pentru astfel de mască avem următoarea rețetă. Puneți în blender un pumn de frunze de coriandru proaspăt, zeama de la o jumătate de lămâie, jumătate de pulpă de avocado și 2 linguri de ulei de avocado. Amestecați bine toate aceste ingrediente, iar pasta obținută o aplicați pe față, gât și decolteu. O lăsați să acționeze circa 20 de minute, după care o îndepărtați cu apă călduță. Rezultatul, un ten proaspăt, catifelat și strălucitor. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că adăugat în compartimentul de detergent, bicarbonatul de sodiu îmbunătățește acțiunea asupra rufelor, indiferent de marca de detergent folosită? Știați că, spre deosebire de herpes, aftele bucale nu sunt contagioase? Știați că, potrivit studiilor de specialitate, în jocurile erotice, bărbații sunt aceia care preferă să fie legați? Explicația ar fi că în viața de zi cu zi dețin controlul și renunțarea la aceasta îi excită. Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate, că e mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!